Doamnelor și domnilor, această ediție specială este plină toată de surprize și vreau să vă spun că după ce am făcut sport alături de frății, împreună vrem să-i lansăm o provocare super Ilenei Voicu, Ghinea Intergalactica Mondială, cea mai diva divelor. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau și să... Hristos a înviat! Așa se zice astăzi, Ileana. Bună dimineața! Vin și eu lângă voi că vă văd așa plină de energie și vreau să mă... Eu vreau să vă întreb pe voi un singur lucru. Ce de ce mama zmeilor asta face sport și eu fac, o să vedeți dumneavoastră ce? Tu te-ai prins între timp despre ce este vorba în propoziție. Vrem să știm, în primul și în primul rând, noi așa frăția asta vrem noi, să știm da. Cum te descurci cu aceste unghii. L-am pachetat armale. Foarte bine, eu am adus pe lume un copil cu aceste unghii, așa că nu cred că e vreo problemă. Nu. Deci, Leana, pe lângă faptul că are... Hai, mă, să arătăm la cadru. Uitați ce unghii are de Leana. 45 de centimetri lungime și 34 asta lățime. E. Eu, asta e. Are un talisman, nu știu dacă l-ați văzut vreodată. E, cum nu? Dimineața este... la revista presei în fiecare zi. Și are și albastru pe sub unghii. M-am făcut, nu pot să la televizor. Ai vopsit-o înainte și l-ai vopsit în albastru. Este... Nu m-am vopsit, am vopsit-o, dar nu Georgia, da, ne... Cred că ne punem probleme prea mari în dimineața asta. Eu să vopsesc coda, pe bune. Da, să armale împachetez. Pentru voi, da. Ați înțeles. Dar ce fac eu cu ăsta? Nu știu, te descurci, ia să vedem. Pe unde poți să-l atașezi? Dacă îl pun în cap, știi mă bate ce poți să faci? Poți să faci în felul următor. Pe ce ai făcut sarmăluța, poți să-i pui clămiță. Nu, că pe urmă îl pun în cap. Uite, mi-am găsit loc. Uite, mi-am făcut o bijuterie. Un chelcheșoz. Să vadă camera, uite. Foarte drăguț, aproape că ești bine. Uite, e bine. Aproape că ești bine. Dar vreau să te întreb ceva. Copiii tăi mănâncă bine. Din mâinile tale. Nu. Sarmale ai făcut cu ocazia sărbătorilor pascale? Da. Cu aceste unghii? Da. Am înțeles. Minte, eu... frății, minte. Nici și de câte ori îmi zice dimineața, mama, mi-am uitat clămița în chiuvetă. Mama, am spart cana de cafea la intrare. Mama... Zi adevărul. Eu, în acest an eu am gătit sarmale pentru că este un an deosebit special. Este anul pe care, pentru mine, nu știu al ce, am devenit divă internațional mondială. Și o divă internațional mondială mai și gătește din când în când. Asta zice trendul. Eu vreau să mă întreb ca să fiu sigură că chiar a făcut ea sarmale. Ia. Zi rețeta ta de sarmale. Dar nu vreau să spun că este... Nu, zine ce avem noi aici. Da, deci avem așa carne. De care? Ia te rog. Mulțumesc. Carne. De care? Carne de porc. N-ai tu ce să cauți cu ea. Așa. Da. Așa. Eu cu vita stau bine. Aia zic. Și cu băi, am înțeles că asta, ca să fie, acum vorbim serios, să ne spună stimații telespectatori, dar nu e așa că normal ca să iasă sarmalele bune trebuie să aibă și grăsime? Da, bineînțeles. Este prima dată când avem nevoie de grăsime în corp. Vezi, sănătos, habar n-ai. Eu am dat-o jos mai devreme. Păi dacă tu ai făcut sport. Mai avem nevoie de... Atenție. Pepper. Așa. Mai aveți nevoie de sare. Așa. O lăsăm să se distreze. Îi spunem mai târziu că noi n-avem compoziția făcută. Da. Trebuie. Vă rugăm frumos și puțin. Sau nu? Tu pui cozonac în sarmale. Nu trebuie să pun. E Ileana, este divă internațională. Da. Cred că rețeta e deosebită, la fel ca... Hai și varză, treacă de la mine. Și treacă, varză. Treacă, meargă. Dar poți să mănânc sarmala. Sarmaua. Sarmala. Pe care o fac. Sarmala, hai. Dar poți să faci ce vrei tu. Nu știu de-a mai mâncat ea sarmale cu cozonata. Și cu brânză. Cu brânză? Cu brânză mai merge. Și după aia din living fuge în altă încăpere. După aia să taci din gură, că o doamnă nu spune niciodată ce face după aia. Iartă-mă pe mine. Asta e, când ești domnișoară. Eu m-am dat cu cremă, ca să știți înainte. Curată să faci sarmale. Da, bineînțeles. Ca să ferească Dumnezeu. Cum facem? Păi eu vreau să te văd în acțiune, în primul și în primul rând, și ca să știi că nu suferi singură în această dimineață, o să facem cu tine. Dar vreau să știu de ce mi s-a pus tocătorul. La mine la breaza se zice altfel. Cum îi zice? La tocător. Tocă. La mine la breaza se zicea fund. Așa se zice cam peste tot, serios? Cred. Serios? Nu, când am zis una dată fund la București, s-au râs de mine. Toată lumea a râs de mine. A zis, ce e ăla? Nu e adevărat. Tocător. La tine cum se zice la Cipru? S. La Cipru? Nu știu că am eu... Am bătut-o pe S. Yeah. Deci, eu vreau să știu în felul următor de ce am tocătorul și nu, aici nu l-am mai... Poți să faci cum vrei tu. Uite, aici să fac trebuit... switch? Uite, știi ce? De ce vrei să strici toate capcanele? Păi vreau să fac așa! Așa fac... Uite, a fost o capcană. Vreau să vedem dacă ești gospodină adevărată. Gospodinele adevărate pe tocător fac sarmalele. Da? Da! Mă, da!
vreau mama mea le rulează direct în mână, ca să zic așa, pe bune. Ia, să vedem. Băi, dar loc, cred că i-am adus degeaba toate ustensilele astea. Vreau să vă întreb dacă cineva... Dar cum să... Cum nu pot să-mi dau ăștia jos, nu m-a spălat pe mâini, n-aveți... Auzi, dar ați spus are și piper în cărnița asta? Nu, că aici vrem doar să împachetăm. A, nu trebuie să faci... Nu, sarmalele sunt făcute, acum noi ne jucăm. A, să împachetăm! Păi zi așa, mă, să împachetăm, să ferească Dumnezeu. Să împachetăm, zic, dar nu împachetăm noi. Doamne, iartă-mă! Și ce crezi că există? Tași din gură că habar n-ai! Furiuțe. Nu, acolo pui sarmaua după ce e gata. Aoleu, aoleu. Asta înseamnă să avem gospodine multe în acest platou. Eu sunt numărul 1, 2 și 3. Ia uitați. Ia uite. A dat și pe jos. Leana. Ia taci din gură. Mă, și cum face mama? Uite, face așa mama. Așa cu mâna, Leana. E multă carne. Așa. Ia. Nu-mi place asta, că-i tare. Te lăsăm una de probă și după aia... Taci din gură. Până una alta eu, dacă îmi permiteți ea. Uite, 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 uite. Vreau să vă dau că e destul de acră. Varza. Ar trebui să fie. Merge, da. Cine a băgat-o? Nu știu să-ți spun. De ce mănânci la televizor? Tu n-ai auzit că nu e frumos? A, iertați-mă pe mine, eu sunt ca la mine acasă aici, dacă e ceva. Voiam doar să mă pune asigur. Pune mâna și fă sarmal. Voiam doar să mă asigur. Ia uitați cum a făcut sarmal. Leșin. Leșin. Ah. Da, nu că m-am convins tu. Nu crezi? Eu mai pun. Eu m-am convins. Leana! Da. Am mai pus o... Aoleu, hai frății să-i arătăm. Nu se poate așa Doamne, ceva. Deci nu există. Vreți ca frății să facă? Nu există așa ceva. E bine, dar nu cred că în două foi, Leana. Ba da, e bine în două foi. Mamă, te rog frumos, sper din suflet și din inimă să nu te uiți la televizor în acest moment, pentru că... Eu știu că tu sper ca eu într-o zi să mă căsătoresc și să fac mâncare, dar... Ia să vedem Doamne, ce face frății. Dar nici în stare să tai nu ești. Tași din gură că deci te pleznesc. Deci eu o să vă arăt sarmaua perfectă. E prima oară când fac, dar m-am uitat mult timp la mama mea. Asta cu ea, cum e ea întotdeauna. Stai așa să-mi aduc aminte cum face mama, Doamne. Și rulezi frumos, frumos. Tași din gură. Și abia după aceea bagi colțurile. Da, văd, adevărat, a ieșit o sarmală. Vezi că văd sarmală. Mie-mi place sarmala, sarmala hei. Uite aici sarmala. Deci da, asta e tati cu ca la Făgăraș. Hai să trăiască. Eu cred că trebuia, deci tu ești de la Breaza, frăție din Cipru. Eu sunt olteancă, o moldoveancă. La mine ies așa, mai mărișoare. Aleas mărișoare? A ta este grasă. A mea normal, este slim fit. A mea este slim fit. Uitați-vă la ea, dar zici că o face. Chiar mă chinui. Face o operație pe creier. Deci ea acum, în momentul ăsta, face ceva. Mamă, să știi că nu mai ți-aduc o degeaba. Doar încerc să nu te fac de râs. Mi-am dorit din... Să-ți aduc o riglă, mămică? Stai, faci din gură! Colegii noștri din regie tocmai ne-au transmis că n-ar mânca niciodată din mâna noastră. Ziceam, ne-am zis din mâna mea? Arată bine! Arată bine, gata! Uite, mamă, ce sarma frumoasă am făcut! Uite, mamă, vin mascații ca să ne frații. Fii atent, punem și inelul peste ca să aibă... Și... Nu, nu! Asta este... Mai facem, dar uite, mai adaug ceva. Mai adaug ceva la această probă. Eu vreau să întreb o chestie. Ce vrei? Vreau să vă întreb o chestie. Zi. Cine a pus această varză? Că practic varza asta e de aia imensă. Așa. Auză, dacă faci... Hai să facem o chestie. Ia ce faci? Ia, facem una imensă, vreți? Hai să facem să batem... Leana. Hai să batem recordul mondial la sarmale, vreți? Eu nu mai știu să faci și pe stânga și pe dreapta. Și pe dreapta și pe stânga. Și pe dreapta și pe stânga. Eu vreau să adaug ceva în plus în această dimineață, și anume un cronometru. Uite, ne mai jucăm cu asta și după aia pe următoarea, da. Pe următoarea o facem așa cum se cuvine. Uite, am făcut, uite. Contratimp. Am făcut recordul mondial la sarmale. Nu, ale mele sunt cele mai frumoase. E, da, cred. Stai că m-am prins eu, că mai trebuie să tai un pic aici. Dar credeți că din asta... Uite, hai să facem cea mai mică sarmală din lume. De ce îi zic sarmală în dimineața asta? Îmi place cum sună. Mini-sarmala? Mini-sarmala, ia. Deci vreau să vă întreb, oare eu n-ar trebui să mai îmi doresc să mă mări dacă nu știu să fac sarmale, așa se spune? Nu, există firme de catering. Nu e așa? Eu asta vreau să fac toată viața. Bunica. Adică, pe bune, femeia chiar trebuie să știe să le facă. Uite, poate să ne facă Ileana. Mi-a făcut unghie! Ia! Nu știu ce să zic. Vrei să mănânci? Mulțumesc, e ok. Poate să fie și microfon, că stă la televizor. Bună ziua, cu ce vă ocupați astăzi?
încerc să fac neoficial cu mama de râs. Sunt neoficial la Ileana. Sunt neoficial la microfonul tău. Ce să cânt? N-aia zic, nu mai lasă. Hai, fiți atente. Eu țin microfonul, tu cânti. Nu. Acum. Eu zic acum. Așa, uite, doamnelor și domnilor, urmează să punem și un cronometru ca să vedem cine face ce mai repede. Mulțumesc. Și tu ai ochii la fel de frumoși. Cred că avem aceeași culoare, nu? Nu știu. Sunt noi avem deosebite. O treabă, uite, frății se tot uite la noi, trebuie să o includem și pe ea în povestea noastră de dacă dragoste. Dacă vrei tu știi că nu e frumos să stai cu spatele la cineva. Ba, la o divă întotdeauna, okay, nu pot. Da, diva mondială tu. Mm-hmm. Uite. Hai să vedem ce facem. Într-un minut. Ce? Într-un minut. Ce? O sarma într-un minut, putem să facem? Cum adică o sarma într-un minut? Wow, ok. Poți faci două într-un minut? O sarma într-un minut, ai nebunit? O sarma într-un minut? Trei. Cinci. Cinci. Cinci? Cinci. Leana, vezi că stai degetele. Leana mea, stați să dăm drumul la cronometru. Auzi, dar tu îmi cântai mie. Exista o vreme când tu îmi cântai. Da, eu cânt. Și în baie, și în bucătărie. Eu am o mare dilemă, că acum pot să vă dau părul așa, de că sunt plină de cărniță și de vărzucă. Sunteți pregătite, fetelor? Da. Pot să plec asta acasă? Bineînțeles. Deci da. Sunteți pregătite, da? Da. You așa. Need something? I need something. Ecco, allora, ciao ragazzi, io t'ho sentito. Că m-a simțit. Da, eu sunt bine pe limbile astea străine, de tare de tot. Asta te salvează. Da, chiar, zine și nouă, frăție, o urare de Paște sau zine ceva cu sarmale. Sarmale în Cipru, nu? Nu se mănâncă de sărbători sarmale, la ei se mănâncă un fel de sarmale în foi de viță, cum e în partea asta turcească și așa mai departe. Și un Paște fericit și sărbători fericit în limba greacă, se spune așa. Calon pasha, che cales iortes, Hristos anesti. Adevărat, am înviat. Da. S-a făcut pielea găinii. Gata, hai să ne apucăm de treabă, da? Da. 3, 2, 1, start! Ileana! Pierzi timp, păi că faci 5! Hai, Ileana! Hai, Ileana! Păstă mine, te faci pe mine! Păstă mine, păstă fabrici și faci 5. Uite așa, uite așa, hai, da, hai! Dar vezi că trebuie să arate a sarma. Tași tu în gură, să arate a ce vrei tu. Lasă-mă în pace că am treabă. Iată ce te bași tu. Bang. Băi, mamă, eu chiar am uitat cum se fac sarmalele. Eu chiar sunt conștiincioasă. Casă mea, tameze, frații. Ăștia se pun? Ce se pun? Ăștia se pun pe care le-am făcut... Nu se pun, Ileana. Acum, de când am început cronometru, mai 26 de secunde. Mi-am amintit cum se fac sarmalele, gata. Mi-am amintit și eu. Ia uite, ca la Moldova. Uite astea, 20. 20. Uite, eu încep pe a doua. 5 ai zis că faci, Ileana. Sunt la a doua. Atențion. Câte avem? Câte minute mai avem? Secunde? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Eu am făcut cele mai multe. 1, 2, nu, 3, nu. 4, 5, nu. Stai să-ți fac... Deci 5, eu am făcut două, cu sinceritate, 5. Eu am făcut două și sunt frumoase, că le-am făcut și da, cu design estetic. Da, pune-le și paletele acolo ca să vadă lumea ce sarmale ai făcut, nu câte. Nu, asta nu poate una, ia uitați-o. Asta e drăguță. Nu, pune acolo. Pune acolo și lasă-o, Leană. Nu. Ia uitați, una și una. Haide, Ileana, lasă-le, că le-am zis ale lui frății, nu mai trișa. 4. Dați-o un pic, mi s-a pus. Au! Ileana, tu arată ce fel de sarmale faci la tine acasă. Te rog frumos. Mă doare șala. Te doare șala? Șase. E superbă. Ia uitați. Asta e sarmăluța ta? Da. Asta este, nu? O sarmăluță vintage. Vintage. E old couture deja. Cred că, este vintage. Cred este... că Florin Burescu ar fi foarte mândru de tine. Abia la cadru. Pa, Florin Burescu mi-e dor de el. Deci ca să înțelegeți, da? Aici acestea... Nu pot să... Asta este o sarma, restul sunt tot cutiuri, toate sunt invenție proprie. Și aici am făcut și eu, mama mea cred că ar fi mândră. Și ceva, mama mea e florea asta, hai să-ți povestesc eu. Când și ai 400 mama mea se scoală de dimineață, așa. Ascultă-te, uite la ochii mei așa, așa. Cum ai zis așa. Pe Skype. Când o avea pura de ei de pe tine, așa frumușață de sarmală ce ai tu timp să faci. Ia zici, dă treaba ta, știi cum, când începe mama mea. Mama mea face 150 de sarmale de Paște, 150 de sarmale de Crăciun. 150. Foarte bine, felicitări, face parte din altă generație.
Eu cred că e aproape de generația ta. Adevărat. No, pe mine eu am avut ghinion în viață. Eu am ajuns divă internațional mondială. Ce dracu. Eu zic că eu și frății suntem bune de măritat. Da. Tu ești deja, așa că nu... Tu poți să ne dai lecții, să mai venim la tine să mai frăm câte o rețetă. Să ne mai dai câte o rețetă așa de prăjitură, de cheesecake, de sărmăluțe, de aia, dar nu, serios, uitați-vă la ale mele. Arată cât de cât decent. Decent, pentru că vezi când noi care... băga oala aia, oala cu inelul ăla și intră lămânele lui în gât, să vezi decent ce arată. Eu am să vă spun ceva legat de sărmăluța ta, frățița, cu inelul, și mie mi-inspiră amăritiș, mie mi-inspiră așa că te măriți. Și dacă te măriți, înseamnă că ai nevoie și de o rochie super, super, super de mireasă. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori, măi. Ați avut succes în viață cu mine. Să ne luăm mireasă ziua bună și să mergem către Florin Burescu, care ne așteaptă acum și ca să ne arate câteva super rochii de mireasă. Acum că suntem numai bune de măritat după această probă de sarmale. Și frății abia așteaptă această prezentare. E ok, mulțumim doar tare mult. Nu de alta, dar Florin mi-a promis că îmi face rochia de mireasă. Ți-a promis. Da. Și acum trebuie să vedem ce a pregătit, ca să știm cam cum va arăta rochia ta de mireasă. În câteva momente aflăm care este cea mai recentă colecție semnată Florin Burescu, rochii de mireasă. Bineînțeles că sărbătorim în familie, în cea mai mare familie, cea mai, cine-i copilul, cine-i tata, cine-i mama, bună dimineața, Hristos a înviat, sunteți copii cu toții, am înțeles. Adevărat a înviat. Și drept. La noapte e civilizată că e ziua de Paște. Vă rog eu mult de tot, nu mă faceți de râs. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Care e camera mea? Care vrei tu? Tu ești divă internațională. Mondială. Mondială. Mi-a zis asta mic să fiu cu minte și eu trebuie să întreb care e camera mea ca să mă uit în ea, să nu mai fac nimic altceva. Nu ești la revista Presse, e ok. Da, bine. Poți să mă uit peste tot acum. Ne aduc și lăutarcică astăzi. Hai să te ajut puțin. Camera 3 este camera. Mulțumesc. Cu plăcere. E camera noastră, uite, ne vedem amândoi. Deci tu să vorbești cu Vincioschi, eu sunt măritată și am copii acasă cu camera noastră, să vorbești cu frate. Dumnezeu. Camera, nu lăsa. Aia. Asta nu înseamnă, Dorin, să fii profesionist la televizor, domne. Asta Dorin, înseamnă. Noi, să știi că am antamat niște sarmale mai devreme și suntem... Cine voi? Noi trei. Nu cred. Da. Unde am fost să vă... Doamne, ce aș da să o văd... Ce aș vrea să o văd pe frății cu garsoniera la mână mesecând în sarmale, nu știu cum. Și am pus inelul. Băi, am pus inelul pe sarma Florine. Mamă, să nu ca sarmalele la gaură. Uite, noi suntem numai bune de măritat. Vorbiți pentru voi. Mai deja e mireasa vieții mele. Eu sunt domnișoara ei de onoare în această dimineață. Și eu n-așa vară să trăiesc! Nu. Nu, pe mine nu mă luați, vă la nuntă? Nu pui nașă. Nașă în niciun caz. Eu sunt aia, mă, guristă. Mamă, deci ai văzut cum ți-a dat-o pe asta? Nașă în niciun caz. Eu sunt guristă la tine la nuntă, prezintă antamezantă. Guristă? Da, eu sunt aia. Zi, mă, cum se numește prezentator? Da, la entertainer, de la mă, DJ, de la DJ. Că tot a zis Florin de cameră, camera voastră, zic că în camera voastră poate să te învețe câte ceva, că el e mult mai experimentat. Mă, tu te duci la nunți așa? Da, măi. Da. Și uite, chiar acum, sâmbătă, am o nuntă. Ia, mă, băiatule. Da. Și salut. Și pe noi nu ne iei, nu? M-am invitat să le prezint cel mai frumos. Bine că am venit în emisiunea asta ca să-ți faci iar. Deci tu așa faci că, atenție. La frății își face alta mare. Aciulișa își face. Mă, dar noi nu ne facem nimic, pe noi nu ne ia. Măcar să ne ia și pe noi să... Păi voi afară? Sunteți peste tot. Acasă. Unde e cald și suntem bine. Suntem peste tot acasă. Porțile ni se deschid. Nu e echipă mai fru. Masă. Marită, cara, fin. E ok nici măcar în ziua de Paște. Nu se liniștește. Ileana e ok. De la iepurele din spate se trage. Mi-a zis Ileana pentru prima dată în viață. Deci am disperat-o, gata. Practic s-a terminat. Gata, am făcut emisiunea. Eu acum atac să ceapă Burescu. Da. Da, trebuie să încep eu, hai. Da, trebuie, pentru că astăzi ne răsveți din toate punctele de vedere și tu poți să stai liniștită. Noi două suntem pe fază acum, căci e momentul nostru în care ne alegem rochia de mireasă. Așa să vă rog este. Așa, să veniți stânga-dreapta. Te rog, stânga-dreapta. Suav, așa. Echipa Oltenia aici.
Și echipa Fashion Week. PDF, cum îți place ție să spui? Se știe! Și de ce râd? Într-o seară, la un moment dat, zilele trecute, îi scriu lui Burescu pe WhatsApp. Scriam un material pentru un site, pentru Mediaflux. Și aveam de făcut un material. Și era pe bază de PDF. Și acum oamenii nu știu ce înseamnă PDF. Și eu, doamne, nu mi-aduceam aminte primăverii. Și scriu lui Burescu, Burescule, care era, ce însemna PDF? Ce zim, Floreasca? Nu știai de Dorobanți. Nu știam, nu știam de Dorobanți. Da. Primăverii. Nu, de primăverii. Dar mă rog, ce va fi acolo? Eu știu, m-am uitat de multe ori la voi încât am învățat. Asta de bătrână sunt. Lena, da. Vezi când pui fund de tempo. Nu, că m-am gândit, am calculat să pun tâmpla. Doamne, ce probleme am. De acolo la abogați există tâmplă? Tâmplă, da, tâmpla 1 și tâmpla 2. Da. Și se întâmplă niște rochii aici. Hai să ne întâmplăm. Întâmplarea întâmplătoare. Mă, asta e rochie făcută de tine? Da, vreau să vă spun că sunt foarte fericit că am reușit să lansez o colecție dedicată mirețelor. Începe sezonul nunților și, așa cum am spus, deja sâmbătă sunt la prima nuntă din acest an. Cu mine vorbește că ele n-au treabă, așa? Din acest an și mă bucur tare mult că miresele se pot bucura și de această colecție și își pot cumpăra rochia mult visată. Dar mie îmi place ca pe... Păi noi suntem, facem parte din decor. A, decor, ele fac dansul mirilor. Ok, de la mine cumpărați rochia, de la ele învățați dansul mirilor. Adică e perfect. Hai, termină, te spiți dreapta. Doamne, ferește să fiu dreapta! Dar nu ți-a zis țeapă, nu ți-a zis dreapta. Aceasta este prima rochie. Leana, uite-te cum râde frății. Se ține de pipi. Băi, da, a fost mai potolită când am făcut sarmale asta, când a venit asta, s-a terminat, e mai rău, mai rău. Da. Da, formulă completă. Bună, spune asta. Așa ne încărcăm noi energia. Hai, mă, că vrea băiatul ăsta să zică de rochi. Cine-i papirul în loc în viață? Leana! Hai, gata. Da. Așa cum spuneam, am lansat o colecție frumoasă de rochii dedicate mireselor. Sunt rochii cu dantelă chantilly, rochii cu aplicații din cristale prețioase sau semiprețioase. Vreau să le mulțumesc și eu Andrei Stanciu și Loredanei Fericel pentru că m-au ajutat cu make-up-ul și hairstyle-ul fetii și bineînțeles Remul Scălinescu pentru aceste fotografii frumoase și Bianca, că a fost manichin. Am avut așa o echipă și ne-am strâns, ne-am organizat în două zile și am făcut câteva poze drăguțe. Vă invit pe pagina mea Florin Burescu de Facebook și de Instagram să le găsiți. Sunt rochii nu extravagante cum îmi plac mie de fel, ci sunt rochii portabile, rochii cu dantelă adusă personal din Dubai când am fost în toamnă. Am tu semnat un contract, ta? Da, am semnat un contract cu un furnizor de acolo din Dubai. Gelozia, și așa este. Le roade prisma de nu mai pot. Nu s-a făcut rău de la Dubai încoace. Dubai, viața carai. Cu Dubai pregătită. Stați liniștite. Hai să vedem ce contează. La Dubai. Da, a fost dură asta. Cu șampan. Echipa Olteniei pregătită aici. La noi așa echipa e, acolo prin Craiova. Ua, ce frumoasă e asta. Și nu fac mișto, chiar nu fac mișto, chiar îmi place chestia aia. Da, cred că trebuie să-mi fac și mie o rochie de asta. Dacă te mai măriți. Nu, că mi-o fac și de altă culoare și zicem că e mov. Când de căsnicie, când faci? În curând. Da, hai să facem socoteala, că s-ar putea să... Deci m-am căsătorit în anul 2005, tu cum ești? Cât am, mă, de când m-am măritat? 17 ani. Deci ai aproape. Mai sunt artiști de ăștia de se retrag, spectacol de retragere și ei se tot retrag de vreo 20 de ani, așa și cu tine. Facem noi de la 17 ani, spune-i mai... Ca să avem timp. Da. Foarte frumoasă rochie. Dar poți să faci o altă culoare mov, de exemplu. Da, așa, aia zic. Am pe 30 aprilie acușca. Vedeți și așa, am vărzită toată. Uite-te și ascultă-mă când vorbesc cu tine, că eu sunt și bătrână și uit. Și mă apucă iar isteria și râsul. Deci eu pe 30 aprilie, imediat aciulișa peste o săptămână, așa. Cât o fi, cât mai e, cam mai așa, puțin. Mai puțin de o săptămână, nu știu, cu zilele săptămânii,
Vreau să mă duc la, adică nu, trebuie să mă duc la o nuntă la pădure undeva, facem pe la Brașov, foarte, vreau și eu o rochie de asta, da, mă. Mă, mică, liniște, de ți-a crescut temperatura. Ea e ușor. Te-ai roșit de respirație. Să vorbească, a venit cu niște rochi. Fii, domne, atent, acolo ștași din gură. Poți să mă așez, eu știu că această rochie eu n-aș putea o îmbrăca niciodată. Eu știu. Zic tu că nu. De colteului? Exact. Da. Trebuie să de fiecare dată trebuie să calibrezi rochia pe corpul clientei și este foarte important acest aspect. O vom putea face dacă vii la atelierul nostru, îi vom face în așa felul de colteu încât să o poți purta și tu. Este important să ne inspirăm. Este important să ne inspirăm din aceste modele și să creăm. Fiecare mireasă vrea să fie unică și cu siguranță așa va fi și cu alte două rochii identice. Asta e clar. Eu văzusem și nu știu cum este, nu e cu crinolină, că nu se mai poartă. Se poartă se crinolina poartă? În momentul în care vrei să duci, am cred, o fotografie undeva în spate. Sunt rochile acelea de prințesă. Nu are nici asta. N-are crinolină, nu? E o rochie cu mai multe straturi așa de tiul, o să ajung la ea. Eu am avut rochie cu crinolină. Jur, imaginea frate, și știi cum era tot lângă balângă. O să te întreb ceva și da. Când aveai o nevoie specială, cum făceai? A, cu crinolina e ușor, stai să le vezi cu rochile așa mulate, am făcut. Ce frumos e. Uite așa, bine, n-o să ridic cu totul. Da, ne imaginăm. Ai avut nevoie de ajutoare? Soțul meu. Nu vine a crede! Nu, meu, vă, eu vă... Ba da! Dar ce da, tu fac în los? De ce n-ai făcut așa? Stai să mă gândesc. Hai să depășim momentul. Păi, dar nu puteam. Exact cum faci. Era mică șandramaua în care să instalase. Hai să depășim momentul, că nu mai pot. Noi uităm că suntem dimineața. Da, ne scuzați, aici e de... Măi, băiatule, eu nu mai zic nimic, că tare mi-e frică. Vai, ce frumoasă, Antamare. Dar eu vreau să vă spun un lucru, că m-am întors azi noapte. Din Dubai. Așa. Nu din Dubai, m-am întors de la Paris, a fost foarte frumos. Și vreau, să le și vreau să le mulțumesc oamenilor că au fost alături de noi, special pentru voi. M-am întors, vreau să rămân și azi acolo să facem câteva poze frumoase, dar pentru voi și pentru emisiunea voastră m-am întors. Așa că... Iar ne-ai luat la Paris! Iar ne-ai luat stai după... un pic, stai. Nu puteam să ne spar de familie într-o zi așa de... Ține-mă că fac ziua de par... Ține-mă! Deci tu ai făcut sfânta zi de Paști Paște pe alte terenuri? Paști. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Așa ține-mă zic. Că l-o mor. Eu zic, ține-mă. Dacă toți sunteți atât de vocali în dimineața asta, eu zic să scoatem toți demonii din noi și să facem o mare petrecere. E mare petrecere, e mare bairam. Av două zi, avem poze în ziare. E petrecere. Era de cântanul de dansat. Mă scuzați. Hai. V-am pregătit... Ce? Nu, vă rog eu. V-am pregătit o surpriză alături de frății. V-am pregătit o surpriză. Hai să ne ducem așa pe mijloc toată lumea. Deci toată tu când lumea și dansăm? Da. Înțeles că nu este... Eu nu cânt la karaoke. Deci eu nu cânt la karaoke. Și eu, dacă n-am public, dacă n-am 10.000 de oameni în fața mea, eu nu cânt, Leana. Tu știi bine lucrul ăsta. Vrei să fac eu de 10.000 de ore așa, când în față, când în spate. Și îți imaginești că ai 10.000 de oameni în față. Fiți atent. Eu cânt orice, mai puțin ultimul cuvânt de la fiecare strofă. De la fiecare vers. Și vă și spun după aia de ce, dar nu acum că de la tine aveam cele mai mari pretenții. Nu, de ce nu mi-ai spus? Că spuneam eu ce să alegi. A, da. Luna nebună, stea mea. Hai să vedem. Ce? Sunteți pregătiți? Ați întrebat dacă e cu dans, dacă e cu... Păi da, nu se poate altfel. Vrește muzica. Dar tare. Dar de ce n-am de microfon de la Dartist? Că tu te descurci și fără. Hai să trăiască, familia. Hai. Începe. Hai. Și am artișerul cu mâna, inima bate nebuna, dar am artișerul și-o stea, tu ești fericirea mea. Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna, și am atins cerul și-o stea. Stop! Tu ești fericirea mea. Strofa. Și dintr-o mie de femei,
Te-ai oprit la ochii mei, te-ai oprit și mi-ai zâmbit, inima mea-i zăpăcit. Hai pe sa, inima mea. M-ai făcut să te iubesc, pentru asta îți mulțumesc și-ți dau ție inima. Să faci ce vrei tu cu ea. Ai pe stea, inima mea. Și toată lumea sus! Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atins cerul și-o stea, tu ești fericirea mea. Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atins cerul și-o stea, și tu ești fericirea mea. Doamne, mă doare deja gâtul. Asta să fie de la o strofă. Ah, ce mi-a plăcut de voi. Mie nu m-a făcut toată. M-am simțit ca la mare petrecere, mare Bayram. Da. Am făcut febră musculară mare la abdomen. Petrecere, mare Costinești Bayram. 2070. Te audă, Dumnezeu, mai colința Domnului. Ea se simte mare sărbătoare. În 2070 așa să ne găsească. Nu știu dacă tu... Taci în gură și da. E asta pe intenție. A fost lună plină, lună nouă, lună... Aoleo, ce frumos e aici la voi! Wow. Mai stăm? Mai stai? Mai stăm! Știți că această melodie a fost o dedicație specială de la frății pentru voi. Da? Da! Un cadou de sărbători! Să-ți cerul cu mâna! Da! Să vezi ce-l atingi tu cu bătaie! Da! De ce mă gândesc? Ce mai facem? Cu voi de la această? Și mie mi-a plăcut! Hai, ce mai facem? Hai că am cântat acum! Ne pui pe noi aici să ne facem de râs. Nu. Uite ce bine pune. Ia uite ce bine pune. Văd cum pune accentul, m-a fost și la școală. Stai și frumos și talentat. Și de vreme acasă și a fost și la școală, nu te mai. Și umblat prin toată lumea asta. A fost la Paris. Paris, Paris. Tu. Dar ea chiar Paris, Paris, Paris. Paris. Ba da, mă, Paris, Paris, viață cam vis. Florina cum era? Paris, Paris, viață cam vis. Eu știam Dubai, Dubai, viață ca în rai. Da, eu cred că nu știu melodia asta nouă. Ai făcut, auzi? Ava vezi în franțe. Eu mă bazez pe voi. Ai făcut floricele. Mă bazez pe voi să faceți un playlist pentru când vom pleca noi într-o drumeție. Vreți să plecăm pe munte? Da. Iau tăși pe asta mică ce cinstită. Dar nu la munte, că mie nu-mi place pe sărăcie. Nu, haide undeva să mergem Monaco, Dubai, chestii, trebuie. Pe un lac și din ăla, da. Pe faci un playlist și am văzut niște căști așa, știi, și noi doi putem să ascultăm aceeași muzică împreună și ele două Doamne, împreună. Doamne, ce cinstită e asta, mică, bă, da, ce da, aveți, mă, cu ea, mă, de ce a spus? Georgia nu-mi place de tine asta. De ce, ce-am păi, făcut? Așa? Lăutărie multă. Păi, dar n-am zis că n-ascultăm. Pe un iaht, boxele să urle. Lăutărie pe iaht. Fetele, frate, în chiloței de aia scurți, așa cum îi place. Măi, băiatul e de dimineață. Doamne, și ești ziua de Paște, iartă-mă, Doamne, dar Dumnezeu să ni se întâmple așa. Așa, aia zic și eu, la adică ce nu ne place pe iaht, așa știi, pe cub. Ne place, eu cu frății doar pe cub, noi nu putem, noi nu ne simțim. Pe cub? Ce place decât pe opulență și pe cub. Pe steag, pe... Eu acolo, mă, unde? Pe catamaran? Cataraman? Cum se numește catama? Catarg. De ăla. Acolo. Așa mai vorbești română, pakistaneză. Până vedem unde plecăm, trimitem așa intenția cu bătaie lungă, dar plecăm totuși undeva, prin imagini măcar. Aul, hai să ne tragem pe sufletul și să plecăm într-o scurtă călătorie și ne revedem. Asta e călătoria aia care mă tot minți după mine în matinal, nu? Nu e aia, nu, e alta. De o durată zile de când suntem colegi la matinal, mă tot mă amână, te duc într-o vacanță, te duc. Păi și Florin mă duce la Paris și în Dubai și eu vă duc pe toți într-o scurtă călătorie. Dar acum chiar mergem cu toții, vă super mulțumesc că ați venit astăzi și ați făcut și așa mare petrecere. Nici nu speram, nici nu visam vreodată. Mulțumim pentru invitație, plăcerea a fost de partea noastră. Să ne iertați, vă rugăm am cântat foarte frumos aveți... și pe note. Da, nu, să aveți zile liniștite și an minunat și să fiți bucuroși și să ne... E Paștele, nu anul nou. Și dacă nu, zilelore, da. La mulți ani 2022. Și să fie, băi, băiatule, să fie frații. Cu bine și acum. Cu... Să fie acum. Pace! Și să nu mâncați mai mult decât ați făcut-o ieri, că e jihad. Nu vă mai aduceți la steal, că nu mai aveți loc. Eu acum, frății, înțeleg prin ce treci când vrei să-i scoți din platou și nu se poate. Dar noi nu putem. Dar noi nu vrem. Da, plecăm, gata, plecăm. Într-o călătorie, gata, s-a încheiat. Nu ne-am luat pastilini. Plecăm într-o călătorie, ne întoarcem cu poate și mai multe surprize.
pădure. Să coborăm câteva sute de metri. Că e mijlocul verii pe aici. Și uite în față. Avalanșa. Acolo e clar ce s-a întâmplat. Prea multă, prea abrupt. Prea cald. Și dintr-o dată am ajuns la un drum. Deci puteam să venim cu mașina până aici, teoretic. Mai avem o grămadă. Am vrut la munte. Ia cât munte vrei. E urcare asta nebună. Doamne, cum e panta asta. Parcă îmi pare rău că am venit. Greu. Uite în față, mai sunt copaci, așa se vede, da. Greu rău, a? Te-a pus la respect, așa. Și mai e o grămadă. Nu se mai termină, bă, băiatul, mă rog. Un continuu urcare. Hai acasă. Lăsă-mi pomelele, să meargă, la un moment dat se prinde. Nu o să mai vin niciodată pe aici. M-a convins panta asta că nu mă vrea. Thank you.
facem jumătate de oră până la el. La 12 maxim, la vârf. Chiar a meritat, uite cum se vede. Vezi, vremea rea mereu ascunde surprize. Vedem cortul. Îl desasamblăm. Îl facem bucăți. Și pe urmă pornim spre mașină. Mulțumim frumos, Georgia, mulțumim, da, la... Splendid, ești minunată și ce energie incredibilă ne oferiți în această dimineață. Vă mulțumim tare mult, de-abia aștept să povestim, să vedem mulțumim. Cum sunt sărbătorile. Noi mulțumim de invitație. Deja. Da, este, deja, e minunat.
Dar prin ochii de copil lumea pot să o vezi. E bine? Da, foarte bine. Le-am povestit, a trecut Georgia de mult. Testul, Georgia știe că le-am povestit picilor de faptul că noi așa ne-am cunoscut. Când ea cânta și eu prezentam un festival de muzică pentru copii. Și cu tine, Dana, mă știu de foarte mult timp și mă bucur să te regăsesc. Și ești neschimbată și ești la fel de dulce și de radiantă și de frumoasă așa cum te știu de atâția ani. Mă bucur, mulțumesc pentru aprecieri și vouă felicitări pentru decorul ăsta așa de frumos. E de poveste. Mulțumim, mulțumim. Și salutăm și pe cei de acasă, care probabil că sunt acum în familie. Își beau cafeluța cu noi, da? Da, acasă și le dorim să petreacă cât se poate de frumos aceste sărbători, să aibă lumină cu adevărat în case și în suflet. Cu siguranță, dar vreau să ne prezinți așa acești copii minunați, sigur. Să-i cunoaștem și uite-o noi. Uite-o de la Erica. Erica, Erica Drugă, fă cu mâna Erica! Ilinca Ștefan, i-a prins în cadru pe toți. Uite, încep așa de la Erica, o mai iau o dată. Erica, Erica Drugă! Bună, bună! Ilinca Ștefan! Anastasia Marin! Emma Coman! Natalia Stoican! Ca la echipele de fotbal, exact. Știți că la marile case, așa. Exact, așa avem este. Și un băiat, Tudor Mănureanu, Maria Oancea, Alessia Nădășan și Anisia Dumitru. Care are fluturi în păr. S-a pregătit. Da, e de sărbătoare. Și ea și Anastasia, da, uite, s-au asortat da, cu decorul superi, vostru. Sunt doar o parte dintre picii mei, pentru că cei mai mulți dintre ei sunt în vacanță ai acum. Ai luat toți copiii talentați la tine. Nu? Cum? Ai luat tu toți copiii talentați ei, la nu tine. Chiar toți. Ei, eu mi-am dat seama că ultima oară noi ne-am văzut la matinal și era altă gașcă, minus cavalerul de acolo. L-ai reținut, da, pe el l-am recunoscut. Suntem dar... mai mulți în trupa noastră de pici, dar acum fiind în vacanță, e firesc mult să fie plecați. Noi, de altfel, avem și vacanță de la cursurile noastre în perioada aceasta, pentru că ne ținem de programul copiilor de la școală și de la grădiniță. Dar cum revenim din vacanța de Paști? Ce mai trecem la treabă, pentru că avem un cântec nou-nouț pe care abia așteptăm să vi-l cântăm și filmăm un videoclip imediat ce ne întoarcem din vacanță. Pe o surpriză, da, o să fie superb. Deja i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc să venim în preajma lui 1 iunie cu... un cântec destinat acestei perioade frumoase și abia așteptăm să vă cântăm melodia. Eu sunt curioasă dacă toți acești copii frumoși vor să îți calce pe urme, să devină artiști, să fie pe scenă, să fie lumina reflectoarelor. Ce-ți spun ei? Da, îmi spun că vor. Îmi spun că vor și mă bucur că au dorințele astea. Cu siguranță experiențele astea îi vor ajuta, indiferent de ce meserie vor urma până la urmă. Dar mulți spun că vor asta și încurajez. Și mi-ar plăcea ca unii dintre ei chiar să facă un drum serios. Da, pentru că muzica te formează, e minunat. Dacă poți să înveți să cânti la un instrument, dacă poți să cânti chiar și cu vocea, de ce sigur, să nu și o uite, faci? Tot ce văd ei aici, în platoul vostru, să știți e că e o experiență ei. Minunată mm-hmm. pentru ei. Faptul că văd tot ce se întâmplă și în spatele camerelor, că vă văd forfota pe voi. Asta, forfota. Da. Faptul bine, că fac față presiunii lumilor, auzi, nu e ușor. Sunt vreodată neastâmpărați, că așa sunt copiii perfect. Sunteți neastâmpărați? Cine îmi spune? Hai mâna sus. Hai, cine îmi spune? Împărat, 1, 2. Dar ce faci tu? Zi-mi așa o boacănă. Zi-mi așa ce ai făcut. L-ai luat pe? L-a luat pe nu în brațe. Fetița care l-a luat pe nu în brațe. Așa, aici da, este în platou. Și să vezi când trebuie să îi convingi că de fapt Dau e personajul bun. Da. Și nu e personajul rău, nu Alessia? Da. Bate palma. Da, ia, uite, cine, a zis da. Stai că zis, da. Mai voia cineva să spună ceva. Hai, cine a mai cine făcut o boacănă? Cine? Ia să vedem. Boacăne. Hai, acum, Paștele a trecut, iepurașul v-a adus ce v-ați dorit, acum puteți spune. Hai să vedem. Mă cert cu fratele meu. Se ceartă cu fratele ei. Asta îmi pare normal. Da. O să treacă cine mai are ceva de mărturisit? Hai, de mărturisit boacăne. Acum este ora mărturisilor. Dacă aveți ceva pe suflet, spuneți acum. Ilinca, vin eu la tine. Sau? Eu mă cer cu sora mea. Ilinca cu sora, asta cred că e mai greu. Cred că dacă mai stau la urmă lucruri. Eu mă cer cu sorele mele. Cu surorile, cu verișoarele, de fapt. Nu? Cu Miruna și cu Sara, dar sunt atât de apropiate deci că sunt ca Alina, surorile. Familia, știu tot. Dacă sunt copii ai la tine la școală? Suntem, lucrăm pe mai multe grupe, ne reunim atunci când avem videoclipul, atunci când avem lucruri mai ample. Ne-am adaptat și noi activitatea de când cu pandemia și atunci încercăm să fim mai structurați și să nu fim toți deodată, așa cum s-a impus de la un timp. De 2 ani dar iată că probabil acum în iunie totul se va mai relaxa, să sperăm că va fi bine, că vom fi bine și că se va putea să avem activitățile de care nouă artiștilor ne e foarte dor.
Dar uite, vreau să am o curiozitate, pentru că tu lucrezi de atâția ani cu cei mici. Cum te-au schimbat ei sau cum te-au făcut pe tine să fii așa, ca om? Bine, eu sunt în lumea copiilor dintotdeauna. Ai două fetițe splendide, dar da. Una este să ai tu copiii tăi și alta e să strunești. Eu practic așa am și pedagog, așa am și ajuns să fac acest proiect numit Picilu Soreasca, pentru că am lucrat mult în domeniul copiilor, că așa spuneam că am cunoscut-o și pe Georgia când prezentam festivaluri de muzică pentru copii și eram la vârsta adolescenței. Deci a venit cumva firesc. Ai avut ceva și când... mămos în tine, adică de mică am fost... zona asta. Și când am început practic să lucrez în televiziune, lucram la Ploaia de Stele, eram asistenta lui Cosmin Cernat, coprezentatoarea lui și eu practic eram cu cei care concurau, eu îi dădăceam, îi făceam interviuri în camera verde. Și pe mine mai liniștit, la unul dintre concursurile la care ne-am întâlnit, ai o prezență foarte caldă și sunt convinsă că acești copii sunt extrem de fericiți să lucreze cu tine, nici n-aș vedea să simtă altfel și ca o zână bună pentru ei și... Mulțumesc, ca Mary Poppins, așa. Umbrela mai îmi trebuie și... Uite, poți să faci la un moment dat un videoclip în genul acesta. Da, uite, e o idee. Îmi place să-i învăț, îmi place să le dau multe informații din tot ceea ce înseamnă a fi pe scenă. Și ai și multă răbdare, pentru că asta presupune multă răbdare și să este un schimb de energie, știi, de la tine spre ei și de la ei spre tine. Dar ce poate fi mai frumos? De lucrat cu copiii este minunat. Și uite, acum în această zi sfântă de Paști, venim către cei de acasă cu puritatea copiilor, cu bucuria lor, pentru că ei sunt cei care se bucură cu adevărat, știi, care nu au... grijile pe care le avem noi adulții și dacă doar ne uităm la ei și îi ascultăm, ne ia cu mâna orice. Da, este un exercițiu să vedem această sărbătoare prin ochii de copil. Da, cum zice și cântecul nostru, de aia am și ales să vi-l cântăm astăzi. Alina, îți mulțumim tare mult că ai venit alături de această gașcă colorată și frumoasă în această dimineață alături de noi. Dar mai vii, venim cu melodia nouă și cu videoclipul nou, care sperăm să depășească performanțele noastre de până acum, pentru că și doar prin ochii de copil și e ziua ta, au depășit milionul de vizualizări pe YouTube și suntem foarte mândri. Felicitări. Și sperăm să depășească recordul acestor melodii și noua piesă. Abia așteptăm. Și să ne trece și nouă pragul cât de curând cu noua melodie. Mulțumim tare, tare mult. Facem cu mâna. Facem cu mâna. Mâna celor de acasă. Și mulțumim iepurașului că a venit cu tot ce ne-am dorit. Pomeneai Dana de răbdare și asta le doresc și eu celor de acasă, pentru că vă spun că surprizele continuă și mai târziu ne revedem în aceeași formulă alături de Dana Israte, de data aceasta la Între Prieteni. Păi am venit eu la Georgia, vine și Georgia la mine. Așa se face. Pare corect, da? Cu musafir, cu tot ce trebuie. Ne revedem în câteva momente. Îi lăsăm și pe colegii noștri de la știri să vă informeze, de ce nu, și aveți răbdarea dozată bine, căci ne reîntâlnim în câteva ore. Vă așteptăm Între Prieteni. Pupii!